pot să o stăpânesc, așa că vă anunț din start că urmează rubrica Revista Presei cu Ileana Voicu-Ghinea. Bună dimineața, fără prea multă vorbărie, căci bună nu mai dimineața. Pot să te țin în frâu. Bună dimineața, dacă am avea o cameră ascunsă paciulișa în acest timp, ce pestacol am făcut noi mai devreme. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați venit la rubrica noastră, Revista Presei. O să încerc să aflu dacă tot ceea ce am făcut noi înainte de a intra în direct s-a înregistrat pe undeva. Ca să nu fie folosit împotriva noastră la un moment dat. Nu, ca să... Dar poate fi folosit, în scop bun pentru noi. Pentru mine. Noi am avut o sesiune de canto de dimineață pe genuri muzicale diverse, dar ne întoarcem la oile. De mare succes în acelea de la 4 dimineața noaptea, de târziu. Eu practic am demonstrat că știu versuri și... Și eu preluam și spuneam că știu și cânta. Da. Zi-ne ce ai pregătit azi, că nu... Păi am pregătit așa, nu știu ce am în fiecare dimineață, începem cu 9 a.m. News. E a treia dimineață la rând. Când da, doar că astăzi ai ratat ora 9 a.m. Da, astăzi am ratat ora la 9 a.m. Chiar voiam să-mi cer scuze că vin așa târziu. Chiar te rog să-ți cer scuze. Cere scuze. Îmi cer 1.000 de euro? Mi-a copiat și vorbele. E bine că și eu ține mai suntem copiezi tale tale. Așa, da, s-a întâmplat o sucăreală în această dimineață, am venit mai târziu, dar... Mai pregătită. Bine mai târziu decât niciodată și evident pregătită. 9amnews.ro vine să ne aducă în prim plan o declarație pe care a făcut-o dr. Alexandru Rafila. Elevii ar trebui testați la COVID-19 o dată pe săptămână în școli. Eu aplaud povestea.